Gândecelul de Elena Farago. De ce m-ai prins în pumnul tău, copil frumos? Tu nu știi oare că-s mic și eu și că mă doare? De ce mă strângi așa de rău? Copil ca tine sunt și eu și-mi place să mă joc și mie. Și milă trebuie să-ți fie de spaima și de plânsul meu. De ce vrei să mă omori? Că am și eu părinți ca tine. Și-ar plânge mama după mine și-ar plânge bietele surori. Și-ar plânge tata mult de tot, căci am trăit abia 3 zile. Îndură-te de ei, copile, și lasă-mă, că nu mai pot. Așa plângea un gândăcel în pumnul ce-l strângea să-l rupă și l-a deschis copilul după ce n-a mai fost nimic din el. A încercat să-l mai învie suflându-i aripile în vânt, dar a căzut în țârnă frânt și înțepenit pentru vecie. Scârbit de fapta ta ce are, degeaba plângea cum copile, ci du-te acasă acum și zile părinților isprava ta și zile că de acum ai vrea să ocrotești cu bunătate, încaleți orice fietate, oricât de fără de însemnătate, oricât de mică ar fi ea.